Bună ziua tuturor și bine ați revenit la podcast Sărgicon. Pentru cei noi, Congresul Internațional de Chirurgie pentru Studenți Sărgicon este un eveniment organizat de Societatea Studențească de Chirurgie din România. În cadrul acesteia, anual se realizează variate activități științifice și ateliere practice centrate pe ramura chirurgicală a medicinei. Sergicon Podcast este la a doua ediție de elaborare de podcasturi pe temă chirurgicală, în care multiple aspecte din această sferă sunt abordate. Eu sunt moderatorul acestui podcast, Teodora Bobocea, sunt studentă în anul 5 la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și astăzi vom discuta cu invitatul nostru, cu dr. Andrei Crețu, medic rezident pe chirurgie plastică, estetică și reconstructivă în cadrul Spitalului Clinic de Urgență din București. Dr. Crețu reprezintă un membru important în cadrul societății studențești de chirurgie din București. Ocupăm funcția de cenzor, funcția de președinte și de vicepreședinte de-a lungul anilor săi de studenție în cadrul UMF, Carol Davila, iar interesul acestuia pentru chirurgie s-a remarcat precoce prin dorința sa de implicare atât în societate, cât și precum în fondarea Congresului, care astăzi este la a cincea ediție, Congresul Sărgicon. Domnule doctor Crețu, bine ați revenit. Bine, v-am regăsit. Putem să trecem la apelativul Andrei direct. Ok. Preciez, da. E în regulă. Bun, bun, Andrei. Atunci o să te întreb cum a început totul. Ce te-a tras pe tine la societate? Ce te-a determinat să rămâi în societate, atât în timpul în tipul facultății, cât și după, având în vedere acele workshop-uri de chirurgie plastică pe care le realizezi anual cu societatea noastră? Ce m-a atras la SSCR în primul an a fost faptul că era singura societate unde simțeam că pot să fac ceva practic, de unde pot să învăț ceva pe lângă ce învățam la facultate. Îmi aduc aminte că în prima săptămână, când erau standurile acelea unde se prezintă diverse activități din facultate, am trecut pe la standul SCR, nu reținusem că se numește SSCR, am văzut că erau acolo niște oameni care făceau niște noduri cu niște fire, nu înțelegeam exact care-i treaba, dar am zis, mă, cred că aici ar trebui să încerc să aplic. După câteva luni am înțeles, m-am lămurit care-i treaba cu societățile în facultate și așa am aplicat la primul meu CAES, evident, la primul workshop de noduri și suturi pe care l-am făcut în anul întâi. Evident, după câteva refuzuri luate, că așa da. era la momentul respectiv, refuzul era singura, singurul criteriu. Uh, și am ales să rămân pentru că mi-a plăcut, era fix ceea ce îmi doream să fac. Îmi doream să fac chirurgie, nu știam ce ramură doream în primul an, dar știam că e ceva în domeniul chirurgical și știam că urmează la un moment dat să am acces și la workshop-uri specializate, să mă orientez mai bine. Oricum, am încercat să mențin o minte deschisă la toate variantele, iar uh, atmosfera în general de la SSCR a fost cea care m-a făcut să și rămân, pentru că era, adică am cunoscut foarte mulți oameni, mi am făcut foarte mulți prieteni din SSCR cu care am și rămas prieteni până în ziua de astăzi și am legat niște relații interumane care chiar m-au făcut să rămân în societate și să mă implic și mai mult. Bine, am și o tendință de a mă implica excesiv atunci când îmi place ceva și așa am ajuns într-un final să fiu și președinte în anul uh -huh. 5 și ce m-a făcut să rămân implicat și după ce am terminat facultatea a fost sentimentul ăsta de apartenență față de SSCR pe care îl am adică dacă mă întreabă pe cineva ce a însemnat facultatea pentru mine strict anii aia șase de facultate pe parte profesională, cred că răspunsul ar fi SSCR în primul și în primul rând. De asta îmi place în continuare să mă implic dacă pot să ajut societatea în continuare, de ce nu? Super, da. Cam așa da. cred că suntem toți. Exact. Da, e da, da. sentimentul clasic, adică Da, da. Și cu Sărgicon cum s-a întâmplat? Cum a pornit? Ce nu știu ce va determina să luați această inițiativă, cum a fost luată inițiativa respectivă, cam care a fost punctul zero? Punctul zero a fost când eu eram anul 4, eram vicepreședinte științific, președinte era Vlad Coșoreanu și tocmai ce fusese organizat cu un an și ceva înainte, Simpozionul Internațional IASSS International uh -huh, Association da, of da. Student Surgical Societies. Și IASS-ul e practic adunarea tuturor SSCR-urilor din lume, care anual organizează un simpozion. În 2017 a fost în România, la București, organizat de SSCR. Eu, la simpozionul respectiv, am fost coordonatorul departamentului de fundraising și a fost o activitate pentru prima dată în istoria SSCR-ului de o asemenea amploare, pentru că au fost, nu mai știu, 400 și ceva spre 500 de participanți uh -huh. veniți din toată lumea la simpozion. L-am organizat la Palatul Parlamentului în anul respectiv. Ne-a plăcut foarte mult, a avut un foarte mare succes, inclusiv la nivel internațional a fost simpozionul, a fost anul în care simpozionul a avut cei mai mulți participanți. Probabil fiind și în Europa a fost mai ușor accesibil pentru majoritatea societăților de de chirurgie de prin Europa. Ne-a plăcut foarte mult, ne-am dat seama că avem o capacitate enormă să organizăm mai ales workshop-uri, că asta până la urmă e activitatea principală a societății. Și când am văzut că putem să ne extindem spre 30 și ceva, 40 de workshop-uri câte am făcut în anul ăla, am spus că ar fi păcat să nu continuăm și noi să facem chestia asta, pentru că e clar că nu aveam cum în fiecare an să organizăm tot în România simpozionul anual din, de la IASSS. Și așa ne-am hotărât, hai să facem un congres. După care, prima discuție pe care am avut-o despre congres a fost în, acasă la trezorierul din anul respectiv, la Teodomitraj, la el în bucătărie. Am discutat despre cum ar fi să facem un congres. Și discutând despre asta, ne-am dat seama că destul de greu. <laughs> Noi inițial am fost destul de sceptici, am zis, mai hai să nu ne aruncăm din start, hai să o gândim înainte să o anunțăm, hai să vedem cam ce ar presupune financiar, logistic. Da, Na, da. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le avem vedere, mai ales că noi aveam experiență de un an cu chestia asta și nu era chiar atât, adică nu a fost atât de extensivă experiența încât să spunem gata, putem să o facem pe cont propriu dar nu mai știu cu ce ocazie, cred că la petrecerea de Crăciun din 2018, Vlad Coșoreanu, președintele de atunci, a luat microfonul și a anunțat în fața întregii societăți Bye. că o să avem un congres. <laughs> în momentul în care noi toți ceilalți din bord eram <laughs> adică știm că am discutat despre asta și că în mare parte o să-l facem dar <laughs> încă nu eram pregătiți psihologic să-l anunțăm da. și na, odată anunțat am zis că ok nu putem să mai dăm înapoi ceea ce până la urmă cred că a fost un lucru foarte bun adică l-am bodogănit noi vreo săptămână și așa, dar a fost până la urmă un succes și uite că a ajuns la ediția a cincea și cred că o să continue din ce în ce mai mult pentru că e un congres unde toate workshop sunt practice, toate workshop sunt chirurgicale. E o plajă mult mai largă de workshop decât cele pe care le organizează SSCR în mod curent în da. timpul anului. Tocmai pentru că avem capacitatea logistică și ca resurse umane, din fericire, deși asta e o problemă, sau ce era la un moment dat o problemă, că na, totuși câți oameni poți să aduni încât să poți să organizezi un eveniment de asemenea amploare cu 40 de workshop în câteva zile, dar ne-am descurcat în fiecare an și după prima ediție am preluat feedback-ul. În fine, a doua ediție a fost cu pandemia, ne-am mutat online. Da, da. Dar până la urmă ne-am adaptat și atunci. În următorul an eram eu președinte și a fost ca o palmă peste față când a venit pandemia. N-am știut ce să facem. Toată lumea a zis la început că stai cu o chestie de o lună, două, nu anulăm încă Congresul, facem în continuare fizic. Deja semnasem uh, contractul cu hotelul, nici nu mai știu unde, cred că tot la Pullman. pullman. -pre -pre cred că la, la da. Pullman. Da, semnasem contractul. Adică era totul pregătit da, să da. organizăm Congresul în format fizic și am zis lasă că trece până în obrie. <rângh> <rângh> După care, undeva. Prin, după ce s-a terminat anul universitar, prin mijlocul verii, mi-am dat seama că degeaba încerc să mai trag de chestia asta. Toată lumea în jurul meu îmi spunea, Andrei, nu o să se poată și îi riscăm și eu nu voiam să accept chestia asta de nicio culoare. Am zis că după primul an în care am organizat congresul, chiar așa, în al doilea an, să nu mai putem. Și am făcut schimbarea aceea. Probabil, mulți dintre cei care zis la noi nu au prins neapărat uh, ediția respectivă, dar a fost online integral. Uh, atunci am introdus ideea de live surgeries, uh, da. chestie care a venit cumva în locul workshop că era da. ca workshop care erau activitatea de bază a Congresului nu mai puteau fi organizate. Punct. Da. asta e. Da. Și atunci am trecut la ideea de live surgeries. Care a fost o chestie foarte bună, care a rămas și ulterior. Și am făcut congresul cu free access, adică n-a fost nicio taxă, s-a înscris cine dorea să se înscrie, se înscria participare online. Și am avut în anul ăla cu pandemia, în 2020, am avut 2000 și ceva de participanți. Adică, totuși, s-a văzut accesul internațional, pentru că inclusiv au fost mult mai mulți participanți din afara României. Și a fost. Un mare plus a fost accesul către speakerii străini de departe, gen America. America da. Adică am avut speaker de top, doar de la facultăți, Ivy League și așa. Lucru pe care, în mod real, logistic, ne era greu să-l facem, să-i aducem până în România, tocmai din America. Și așa, pur și simplu ne-am sincronizat cu Noua Zeelandă, parcă am avut pe cineva. Da, da, da. da. Adică și a cu fost. Ghepu acela orar. Exact, cu ghepu orar, da. El era, speakerul era la 10 noaptea, 11 noaptea, ceva da, genul da, asta da, la da. el. Da. Dar cam așa a început, de fapt, Sărgicon din discuția noastră că hai să facem un congres, că e păcat, uite cum am, ce bine ne-a ieșit la IASS în 2017. Da, și oricum se vede entuziasm, adică dacă a supraviețuit în ghilimele Aha. perioadei din, din pandemie, clar, s-a văzut interesul pentru chirurgie. Eu am avut o mare uh, reținere <laughs> la momentul respectiv, am spus să vezi că nu reușește Congresul să se resusciteze după da, perioada da. asta. Mai ales că următorul an după aia a fost format hibrid, că da. tot nu era ca înainte. Și anul ăsta, într-un final, se întoarce în da, la formatul princep, exact, da, să zic, da. Exact, exact. Da, știu că și eu am prins prima ediție și acum erau foarte multe persoane care prima ediție n-au fost deloc și era oarecum era când era fizic și era stat să vă aduc aminte că era exact, așa. Exact. Adică e, e foarte ciudat având în vedere că foarte mulți dintre noi l-au prins prima dată hibrid sau l-au prins, da. prins uh, online, full. Chiar mă gândeam că până la urmă cei care l-au prins prima dată online sau hibrid, dar putea să indiferent că sunt anul 6 sau an foarte mare acum, adică ar putea să profite de ocazia asta să da. vadă cum e varianta fizică reală da. ca pe vremuri. Da. Și logistica așa, nu știu, cât de greu a fost să clădiți propriu-zis pilonii ăștia logistici, științifici în primul an, având în vedere doar mica experiență greu. A fost destul de greu, adică din fericire noi aveam totuși o experiență și toată echipa avea o experiență din SSCR. Practic ce am făcut a fost să o extindem la un da. nivel mai mare, mm -hmm. dar baza până la urmă a fost întotdeauna aceeași. Mai greu a fost din punct de vedere organizatoric cu lucrurile noi, de tip găsește hotel pentru speaker, găsește mm -hmm. un venue unde să organizezi conferințele contactează speakerii, site nou, adică chestii din astea foarte tehnice și foarte... Dar în rest, partea științifică era ca o competiție științifică obișnuită pe care noi totuși, departamentul nostru științific întotdeauna a fost on point cu, cu organizarea evenimentelor științifice și se făceau MFSP-uri de pe atunci, adică totuși... Știam cam în ce ar trebui să constească da. niște prezentări, ce ar trebui să urmărim. Și workshop-urile, slavă cerului, la workshop ne pricepeam cel mai bine. Problema a fost să găsim din nou unde desfășurăm toate workshop astea, multe dintre ele în același timp, da. cum facem cu workshop specializate, unde trebuie să aducem doctori. Astea au fost niște challenge-uri. Dar da, ne -am, eram o echipă foarte mare, că până la urmă, la asta s-a rezumat tot o echipă de organizare destul de mare și ne-am pus cu toții mintea la contribuție să facem așa un pic de outreach spre ce putea fiecare să aducă și ce ne doream. Evident că foarte multe lucruri n-au ieșit așa cum ni le doream. Aparent, participanții n-au sesizat neapărat toate lucrurile pe care noi le-am considerat ca mergând prost, dar astea sunt chestii așa de culise de da, care da, le știm noi că n-au mers, dar până la urmă impactul real, adică overall a fost mult mai mult ok decât nu. Da, da. Și ca și nu știu, core memory așa legat de Surgicon că ca, cam care a fost, adică ha. Ah, core <laughs> memory legat de Surgicon din primul an. Da, da. E uh, core memory legat de Surgicon din primul an este finalul Surgicon. Uh, Mi-aduc aminte că eram pe scenă uh -huh. la finalul ultimei conferințe și am avut un moment cu bordul de atunci, cu echipa de conducere care a organizat. La momentul respectiv erau, eram același bord uh, și pentru SSCR Național, și pentru SSCR București, și pentru Sergicon. Da, da. Eram aceiași cinci oameni care ne ocupam de tot. Și a fost o relație foarte strânsă legată în anul respectiv între noi, pentru că, practic, toate activitățile din societate le dezbăteam la un moment dat, indiferent cum ar fi fost, și am trecut prin foarte multe experiențe împreună, iar momentul ăla, când noi ne terminasem deja mandatul în formula respectivă, și am mai avut încă o lună în care ne-am ocupat de Sărgicon. În momentul ăla când s-a terminat Sergicon, am avut așa un grup hug cu toții și a fost ăla chiar a fost un moment emoționant care mi-a rămas întipărit. Foarte, foarte cute. Da. Bun. Um, altă întrebare, cred că ar fi, și probabil toată lumea întreabă asta, dar cum mai descoperit că specialitatea potrivită pentru tine ar fi chirurgicală? Adică, care e povestea așa din spatele alegerii specialității? Întotdeauna am dorit să fac ceva chirurgical, în ideea în care mi se părea mie că are mai multă adrenalină, uh -huh. că mă atrage mai mult partea asta de lucru manual. Cumva mi s-a întărit convingerea asta după ce am participat la workshop din SSCR, pentru că inițial am zis, hai, mă duc și eu la SSCR-ul ăsta să văd, sunt cu chirurgia, nu sunt cu chirurgia, îmi place, nu-mi place. Și mi-a plăcut, mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac într-adevăr. Nu știam ce ramură chirurgicală, dar știam clar că îmi doresc să fac chirurgie. Și am zis, hai să încerc și toate workshop chirurgicale pe care le avem la dispoziție după ce am făcut bss -ul. Și nu mai știu care a fost primul. Dacă n-a fost chiar plastica primul sau workshop de cardiovasculară. Poate, nu mai țin minte. Una din astea două, în orice caz. Da, și uh, fun fact, când am intrat la facultate am spus că o să mai aleg o ramură chirurgicală, dar cu siguranță nu chirurgie plastică. <laughs> And here I am. <laughs> uh, pentru că în capul meu chirurgia plastică înseamnă doar chirurgie estetică, în anul întâi când am intrat la facultate. Ur urmând să aflu, la simpozionul de la IASS din 2017, când a venit un plastician din America de la uh, Mayo Clinic, uh -huh care ne-a arătat toate cazurile de chirurgie reconstructivă din chirurgia plastică. Și atunci mi s-a luminat mie mintea și mi-am dat seama că, stai mă puțin, că chirurgia plastică nu înseamnă doar estetică da. și augmentare mamară și lucruri de genul ăsta. Înseamnă foarte multe reconstrucții și procede chiar complicate. După care am fost la workshop de plastică, după care am făcut o practică de vară pe chirurgie plastică, cu doctorul pe care l-am cunoscut la workshop-ul de plastică de la SSCR, că nu cunoșteam pe nimeni. Da, da. Și la finalul workshop-ului m-am dus la domnul doctor, i-am spus că, știți, aș vrea și eu să încerc să fac o practică de vară cu dumneavoastră. M-am dus, am stat o lună pe secția de la Floreasca, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acolo, combinat cu ce știam deja că ar putea să însemne chirurgia plastică in extenso, deja începusem să mă înclin în direcția asta. Totuși am zis, stai puțin, că mai am totuși câțiva ani la dispoziție până să mă hotărăsc și am mai încercat diverse alte ramuri. Am mai făcut și practică pe alte ramuri chirurgicale, am mai încercat workshop-uri, m-am mai dus prin gărzi, dar până la urmă a rămas chirurgia plastică cea care m-a atras cel mai tare. Oh, wow, foarte, foarte nice. Mm -hmm. Și nu știu așa, prima, prima ta experiență ca și chirurg în bloc operator, cum a fost? Adică era cum ți-ai imaginat, având în vedere că aveai mai multă responsabilitate decât un student în practică? Adică te-ai simțit cumva pregătit pentru chestia asta? Da, niciodată nu te simți pregătit <laughs> până nu ajungi în plagă și îți dai seama că de fapt trebuie să înveți să faci lucrurile mm -hmm. respective iarăși cumva ironic, în prima mea zi de rezidențiat am intrat în sala de operație. Efectiv, a fost prima zi, mă învârteam, nu știam ce cu mine, că în momentul în care începe rezidențiatul nu îți dai seama exact ce atribuții ai, ce trebuie să faci. Și mă învârteam și eu prin blocul operator să văd ce se întâmplă. Și era un pacient cu lipomatoză pe ambele membre superioare, și erau, erau, o echipă de trei medici, doi pe un antebraț, doi pe un membru superior, doi pe celălalt, unul pe celălalt membru superior. Și cel care era singur avea nevoie de ajutor, să-i țină cineva depărtat, să-l da. ajute cu partea asta logistică. Și am intrat să mă uit și eu să văd acolo, s-a uitat la mine și a zis, nu intri și tu? <laughs> și eu eram, da, în prima zi, cum să nu? Adică... Da, nu, evident, nu e cine știe ce mega operație, adică nu e vreo uh -huh. filozofie până la urmă, dar a fost foarte foarte tare pentru un rezident de anul întâi, în prima zi în prima de zi, da. spital, să intri în operație imediat. A fost uh, o experiență... Bine, mi se părea wow, adică eram wow să scoți lipomul ăla. <laughs> <laughs> în prezent nu mai consider că e atât de wow, dar uh, na, oricum e... Adică e o operație simpluță, până la urmă. Și au fost cazuri, acum adunând așa puțină experiență, cazuri în care, nu știu, te-ai simțit copleșit, ca să zic, de uh, cazul pacientului în sine sau nu știu, de uh, de problema pacientului în sine, adică... Uh, pf, copleșit din punct de vedere profesional, nu. Da. Uh -huh. Pentru că întotdeauna a fost cineva mai mare lângă mine, adică nu există să... Uh -huh. Mă rog, pentru cazurile mai simple au existat momente, chiar și acum fiind anul 2 de rezidențiat, în care eu am fost uh, mâna întâi la anumite cazuri, dar la alea mai simple, adică uh -huh. niciodată la cazurile mai complexe nu ești singur, mai ai măcar un rezident mai mare cu tine în permanență care să te îndrume. Uh, iar din punct de vedere emoțional, dacă am fost copleșit, adică nu știu exact la ce te-ai referit, dar din punct de vedere profesional nu. Din punct de vedere emoțional, nu știu, încerc să nu mă las afectat de cazuri, că sunt cazuri destul de complicate și în chirurgia plastică, chiar dacă pare așa totul numai curcubeu și da. nu e cazul, mai ales într-un spital de urgență, cum e Floreasca, unde lucrez, sunt cazuri destul de complicate, sunt infecții cu risc vital, sunt pacienți care mor... Avem pacienții de pe secția de arși, care arsura e un traumatism inevitabil, extrem de traumatizant pentru pacient. Cer să nu mă las afectat de lucrurile astea. Să zic că nu știu dacă ar fi un caz care m-a impresionat mai tare dintre toate lucrurile pe care le-am le văzut. A fost un caz foarte recent, acum o lună de zile. Uh, o fată de 20 de ani scalpată prin zându-și părul într-o mașină într-o chestie industrială nu știu uh -huh. să zic exact și am făcut a fost o operație, o replantare de scalp uh -huh. dar la 20 de ani săraca fata a trecut printr-un traumatism chiar mi-a fost foarte milă de ea adică... da, da și asta e unul din provocările zilnice pe care le aveți la Floreasca, având în vedere că e spital de urgență, adică cam care ar fi firul, să zic așa. Uh, un caz de genul ăsta, cum am menționat acum cu Scalpus, vine odată la câțiva ani. Uh -huh, uh -huh. Teoretic, sunt o groază de uh, protocoale de protecție a muncii și. Că, în general, cam asta e, ăsta e mecanismul. Sunt accidente în timpul muncii, multe uh -huh, din astea. Uh -huh. Și atunci vin odată la câțiva ani. Dar, în rest, ne confruntăm zilnic cu degete amputate, traumatisme foarte multe de mână, de membru superior, infecții foarte multe, arși. Da, da. Cam astea sunt uh, principalele. Și cam cum este uh, programul pe, pe secție la plastică? Cum sunt gărzile? Cam. E foarte variabil. Cumva, comparativ cu alte specialități chirurgicale, nu pot să mă plâng mm -hmm. că nu plec la 8 seara de la spital ca la nu știu, neurochirurgie, să zic. Uh, evident, peste tot e variabil, adică depinde de spital, depinde chiar și în cadrul spitalului, inclusiv la noi. Există colegi care pot să plece mai devreme dacă și-au terminat treaba sau dacă și-au rezolvat toți pacienții de pe secție și doctorul cu care lucrează nu mai are nimic de făcut, adică e foarte variabil. Ce e constant sunt gărzile. Uh -huh. Gărzile sunt uh, o experiență. <laughs> Gărzile înseamnă 24 de ore, cel puțin la noi în spital, știu că nu e la fel peste tot. Și timp de 24 de ore ești în spital și orice vine la urgență trebuie să vezi. Uneori sunt cazuri de internat, uneori nu sunt cazuri de internat. În plus, trebuie să ai grijă de toți pacienții de pe secție. Dacă apare vreo problemă, vreo problemă cu un pacient internat pe secție, trebuie să te ocupi. Partea bună la gărzi e că e momentul în care noi rezidenții avem cele mai multe ocazii să operăm noi, pe lângă toate micile intervenții pe care le facem în camera de gardă, la pacienți care pot fi rezolvați în camera de gardă fără internare, și sunt și acolo mici intervenții pe care putem să le facem și apoi chemăm pacienții la control. În cazurile care se lasă cu internare, de multe ori intrăm noi, rezidenții, și suntem lăsați să facem de la cap la coadă. Ce, ce trebuie făcut, ceea ce e o oportunitate pe care nu multe specialități chirurgicale o au. ce drept nu e ca și cum operăm pe creier. Adică, da. să fim realiști, una e un deget, alta e un creier, o inimă. Dar, în specialitatea noastră, e totuși un mare avantaj să fi lăsat să faci multe proceduri încă din primii an de rezidențiat și ăsta e modul în care îți formezi mâna cel mai ușor. Da. Și prima dată când ai operat, ca să zic așa, solo sau ai fost principal, cum te-ai simțit cum a fost? Sincer, nici nu știu să-ți spun care a fost prima dată când am operat solo, <laughs> pentru că întotdeauna am fost măcar cu un rezident mai mare. Uh -huh. Recent am început să nu mai fiu neapărat tot timpul să fiu eu rezidentul la mai mare, dar. De sincer, nu mi-aduc aminte care a fost prima operație în care am fost eu mâna principală, pentru că au început să se strângă destul de multe și cumva a devenit o rutină. Adică uh -huh. e, e nice, evident, e o senzație foarte tare, dar, mă rog, sunt foarte multe încă de învățat, sunt foarte multe lucruri pe care încă nu le-am făcut și abia aștept să le fac. Și sunt foarte multe lucruri care se mai pot face la modul general în chirurgia plastică. E vorba și de specificul spitalului. Noi suntem uh -huh. spital de urgență, avem foarte multă traumă. În alte spitale, pe chirurgie plastică, poate specificul e altul. Mai multă parte de reconstrucții, mai multe cazuri cronice. Uh -huh. Depinde foarte mult. Și prima gardă pentru tine, cum a fost? <laughs> prima gardă în primele șase luni de rezidențiat pe chirurgie plastică, se începe cu stagiul de chirurgie generală. Uh -huh. Deci, teoretic, în rezidențiat, primele șase luni le faci de chirurgie generală și apoi începi stagiul de da. chirurgie plastică. În alea șase luni de chirurgie generală, mai mergeam în gărzi voluntar la uh, chirurgie plastică pentru că, practic, așa urma să mă obișnuiesc cu ce se întâmplă la spital, când urma să intru și eu în gărzi din luna iulie, uh -huh. în primul an de rezi. Și eu aia consider că a fost prima gardă, cea în care am rămas prima dată voluntar, în februarie, imediat după ce am început rezii. Uh, Cred că am mai avut vreo două gărzi înainte, dar nu au fost memorabile. A fost o gardă din aia groaznică în care toată echipa de gardă era în sala de operație Vai. și se opera la două săli simultan. Erau venise foarte multe urgențe de operat și cu care a trebuit să se intre în sală, o reconstrucție de nas, era o vasie amputație de nas, îi căzuse unei femei o tablă fix așa în... Uh -huh. Uh, în, cealaltă oper în cealaltă sală era un antebraț tăiat cu flexul, nu mai știu exact ce se întâmplă dar toată, cert e că toată echipa de gardă care era oficial în gardă uh, era în sala de operație și tot veneau oameni la urgență, se prezentau un cu diversi oameni care aveau nevoie și de un consul de plastică. Și eu eram singurul disponibil pentru chestia asta și evident că nu m-am simțit pregătit să mă duc să-i consult de capul meu. Dar mă duceam, îi vedeam, mă cam gândeam eu ce, cam despre ce ar putea fi vorba și mă duceam după aia în sala de operație și le arătam colegilor mm -hmm. care... Uite, a venit pacientul ăsta, aia, aia, aia. Și spuneau, da, foarte bine, fă asta, asta, asta. Mm. Aia, ăla a fost primul moment în care am simțit că, băi, stai un pic, am o responsabilitate destul de mare. Adică, da. na, până la urmă sunt niște pacienți care vin în UPU să fie rezolvați pentru problema pe care o au. Dar, mă rog, într-un final te obișnuiești și cu, și cu aspectul ăsta. Și cu stresul, e destul stres așa pe, pe partea asta de urgență, mă gândesc. E stres că sunt foarte multe lucruri de făcut. suntem Uneori suntem prea puțini pentru că de multe lucruri sunt de făcut. Mm -hmm. Uite cum îți dădeam exemplu garda asta. Da, da, da. Noi suntem cinci linii de gardă pe plastică la Floreasca. Și asta înseamnă că sunt cinci oameni și uneori cinci oameni nu sunt suficienți pentru toate urgențele care apar la spital. E stresant, da. E stresant că de multe ori trebuie să te împarți în mai multe locuri. Trebuie să fii simultan și în sala de operație și pe secție și la ambulator să vezi la control pacienții. De multe ori ajungi tocmai pentru că n-ai cum să te multiplici și nu există o predictibilitate. Asta e problema cea mai mare. Că nu, nu ai predictibilitate să spui că e ca la privat. La ora 11 fac programare pentru pacientul X. Nu. La aici nu știi niciodată cum apare. Uh -huh. Inclusiv dacă vrei să programezi o operație și vine o urgență majoră, aia are prioritate. Și atunci pacientul căruia tu ai spus cu... O seară înainte să nu mai mănânce, să nu mai bea, că -l bagi în operația a doua dimineață stă nemâncat 24 de ore până apuși tu să-l la da, da. sală. Da, asta e. <laughs> asta e specificul spitalului de urgență, din păcate, dar e... la început e foarte exciting. E multă adrenalină, e alergătura aia care te ține în priză, devine obositor la un moment dat, sunt foarte multe lucruri și, adică nu e totul roz, evident, dar, momentan, încă sunt compensat, să zic așa, adică supraviețuiesc cu, cu bine. <laughs> și um, ai reușit, așa, în timp să-ți să manageriezi stresul ăsta? Sau... Adică știu că sunt foarte multe persoane care au anxietate sau, nu știu, se gândesc că poate nu pot să fac față la o situație de urgență, mai ales când impune și chirurgie și impune o dexteritate și o anumită manualitate. Sincer, din toată experiența pe care am acumulat-o de-a lungul vieții, cea mai stresantă perioadă din viața mea a fost, până într-un punct, SSCR-ul. <laughs> adică, <laughs> în anul în care am fost președinte la SSCR, ăla a fost nivelul maxim de stres pe care l-am atins, după care rezidențiat, examenul de rezidențiat. Ale au fost cele două momente de stres maxim pe care l am avut vreodată. Și acum, nu știu, mi se pare că nimic nu se mai compara. Adică, ok, eu alerg la spital dintr-o parte, într alta am responsabilități mult mai multe, e totuși vorba de niște oameni, dar parcă totuși nu se compară și <sus> acum e și ceva ce îmi place. Da. Adică nu că la nu la SSCR nu mi-ar fi plăcut, dar era o responsabilitate poate mult prea mare, era mult prea multă presiune, știi că ție ți se spargă în cap toate problemele care apar, aici tot timpul e cineva mai mare pe care poți să întrebi. Cel puțin în prima în primă fază, adică uh -huh. totuși cât suntem rezidenți, întotdeauna e un medic mai mare pe care te poți baza. Așa că parcă nu resimt încă stresul la maxim și tot timpul compar cu experiențele prin care am trecut, adică momentan sunt ok cu stresul. E stresant că, na există un program totuși destul de strict, pe care nu poți să-l respecti tot timpul, tocmai că n-ai cum să fii în mai multe locuri simultan, dar mai mult gărzile sunt problema. Mm -hmm. Adică mm -hmm. alea te dau peste cap, ca oboseală, ca stres, aleargă dintr-o parte, într-alta, în spital, stai că mai sunt încă nu știu câți pacienți nu cu care așteaptă, da, dar tu, da. totuși trebuie să intri în operație, că pacientul e pe masă, na... Și acum, nu știu, ce sfat e da lui Andrei Crețu din anul întâi? Având în vedere toată experiența pe care o ai și, nu știu, toate principiile pe care le ai acum, care poate s-au schimbat sau nu? Um, ce sfat i lui Andrei Crețu din anul întâi? <laughs> Cred că i-aș spune să facă exact ceea ce simte și ceea ce crede el că e bine pentru că retrospectiv uitându-mă la tot parcursul nu a schimbat absolut nimic. Adică mi se pare că toate deciziile prin care am luat, toate experiențele prin care am trecut, oricât de stresante ar fi fost, au adăugat acolo o crămidă mm -hmm. la persoana mea de astăzi și mi se pare că tot toate experiențele prin care au, am trecut m-au ajutat să mă formez ca om, ca medic, ca Andrei Crățu care sunt astăzi. Adică i spune să fac exact ceea ce, ce simte și să profite de toate ocaziile care ies în cale. Că până la urmă asta am făcut, de fapt. De fiecare dată când mi s-a oferit ocazia să fac ceva, chiar dacă era la, cu costul somnului meu sau mai sacrificam poate uh, un pic de relaxare, până la urmă toate experiențele astea au fost uh, benefice și m-au ajutat să ajung aici astăzi. Și experiențele ca și uh, președinte, ca și cenzor, uh, crezi că te-au, nu știu, creionat așa, altfel ca persoană? M-au responsabilizat foarte mult. Uh -huh. Foarte mult. Adică ca cenzor, eram mai mult acolo ca un sfătuitor din umbră pentru noua echipă de conducere. Dacă președinte, să ai responsabilitatea legală a unei asociații, să coordonezi tot ce înseamnă pe vremea aia și SSCR național, și filialele din țară, sunt paralel să vezi ce se mai întâmplă și cu Con. Au fost foarte multe tascuri, foarte multe responsabilități. N-a fost o perioadă prea roz din viața mea, eram foarte recalcitrant. Adică, prietenii mei mi-au mi spus tot timpul că, băi, erai foarte schimbat în perioada aia. Dar m-a responsabilizat foarte mult și am învățat ce înseamnă să ai foarte multe tascuri, să înveți să le gestionezi și să le poți pune cap la cap, de la început la sfârșit. Să te gândești ce ai de făcut, cum trebuie să-ți împarți munca, pentru că asta e foarte important. Lucruri pe care încă le aplic în viața de medic rezident. că uh -huh. Exact cum spuneam, când trebuie să mă împart în șapte locuri la spital, ok, știu că totuși sunt într-o echipă, discut, hai să vedem că ce-i prioritar, cum împărțim tascurile. Uh -huh. Sunt niște lucruri care mi-au rămas de la, din experiența asta cu sscr -ul. Și, uh, nu știu, ce crezi că ar fi imperios necesar, așa, pentru studenți să poartă în minte în momentul în care uh, vine vorba de facultate sau vine vorba de carieră? Adică, mai ales cei care sunt atrași de ramura chirurgicală. Ce sfat le da ce. Să le încerce pe toate. Să nu... Bine, acum sunt, am și prieteni care știau încă din anul 2 ce ramură chirurgicală își doresc să urmeze și pe care a urmat într-un final, dar mi se pare că sunt niște cazuri izolate. Majoritatea nu... Și eu am intrat în la facultate cu gândul că vreau neurochirurgie sau chirurgie cardiovasculară, că n-a, era cel mai fancy. Dar duceți-vă și încercați-le pe toate, faceți practică pe toate secțiile și o să vedeți că poate ce vă doriți nu este în realitate exact cum vă imaginați. Lucruri pe care le-am mai observat și eu de-a lungul facultății și așa am reușit să-mi aleg până la urmă cea mai bună specialitate chirurgicală pentru mine. Că sunt argumente pro și argumente contra pentru fiecare. Și fiecare e cu personalitatea lui, fiecare e cu ritmul lui, fiecare știe ce își dorește, sau poate nu știe fiecare ce își dorește, dar tocmai că trebuie să se gândească pe perioada facultății ce își dorește de la uh, ramura pe care și-o alege și să se gândească ce specialitate dintre toate astea se potrivește cel mai bine, că 100% nu se potrivește niciuna, ce se potrivește cel mai bine cu ceea ce îmi doresc eu. Și asta e valabil, de fapt, și pentru ramurile non-chirurgicale, dar, până la urmă, ăsta ar fi sfatul. Să încercați cât mai multe, să vă duceți în cât mai multe... Adică, ok, există practica de vară, dar poți, realmente vorbind, să-ți iei hârtia aia de undeva și tu să-ți împarți practica de vară între mai multe secții, între mai multe specializări, ca să vezi cât mai multe. Și asta mi se pare că ajută cel mai mult. Și pentru persoanele care, nu știu, își doresc o, o specialitate chirurgicală, dar nu sunt la 100% sigur de chestia asta, adică poate se întreabă dacă nu am manualitatea necesară sau dacă nu știu să fac față la... Nu știu, tehnici noi sau nu poți să țin pasul, pentru că până la urmă chirurgia se împletește foarte bine cu tot ce înseamnă progres în tehnologie. Da, așa este. Uh, mi se pare că ăsta e un punct, eu, asta e o dilemă din viața unui student la medicină, unde sscr ul vine în ajutor foarte bine. Uh -huh. Pentru că, ok, ești inițial, dai cu stânga în dreapta când faci nodurile <laughs> la care prima dată, dar după aia, când ajungi, faci ușorurile mai avansate cum e workshop-ul de chirurgie cardiovasculară, unde faci un bypass coronarian, unde pui o valvă aortică, sunt uh, niște proceduri unde îți cam dai seama dacă ai manualitate sau nu. Evident că nimic nu se compară cu experiența din sala de operație, motiv pentru care încurajez pe toată lumea să meargă să facă practică, să se convingă, mai ales la specialități unde știi că poate ai putea fi lăsat, sau pe secții unde ai putea fi lăsat să faci ceva, inclusiv să suturezi pielea la final. E Totuși, mare lucru ca student. Da, da. Cam asta ar fi ar fi ideea, să să le încerci pe toate, să vezi, inclusiv la oșurpurile SSCR, dacă ți se pare că ți se potrivește sau nu și din practica de vară sau nu neapărat de vară, dar mai duceți-vă prin și în timpul anului, știu că e, nu-ți vine după ce stai la facultate o groază de timp și după aia mai ai de învățat și pentru examene și mai ai și stagii din 3 în 4 săptămâni în anii mari de facultate. Nu-ți vine să te duci tot timpul în gardă, dar odată la nu știu cât timp ajută. Și te ajută să te orientezi destul de bine chestia asta. Iar cu manualitatea, sincer, cred că e și o chestie de practică. Uh -huh. Adică există și oameni care poate n-au manualitate, dar la chestiile macro e greu să n-ai o manualitate totuși. Mai degrabă, domenii în care ai putea să te gândești ce fac dacă n-am manualitate sunt domeniile care implică microchirurgia. Uh -huh. Unde, într-adevăr, acolo dacă îți tremură mâna de... așa, n-ai ce să faci, că sunt suturezi cu 9, 0, 10, 0 pe vas de un milimetru jumate, 2. Da, da. Acolo contează să ai manualitate, <gri> într-adevăr. Da? Și aici, din nou, se cere o să vină în ajutor cu o de microchirurgie. Nu știu, eu, de exemplu, de la o ul de microchirurgie mi-am dat seama cel mai, cel mai mult că vreau să fac plastică până la urmă. Uh -huh, uh -huh. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac și... Adică mi se pare că se cere chiar ajută în... În decizia, în decizia asta, da, da, da. da. Inclusiv pentru cei care nu-și doresc să urmeze o ramură chirurgicală, că vin la SSCR și dau seama, băi, asta nu e pentru mine. Da. Ceea ce e foarte ok și până la urmă mi se pare că tranșează foarte rapid. Dilema. Di da. Exact, dilema. Că, uh -huh. na, e imposibil să aibă toată lumea din primul an în gând ce o să se întâmple peste șase ani când termină facultatea. Deci, cumva, take-home message ar fi să nu ne panicăm în cazul în care nu știm din anul întâi. Că Absolut, deloc. Adică <laughs> sunt o groază de colegi care și-au ales în ultimul an de facultate mm -hmm. ceea ce își doresc. Asta că și eu mi-am ales prin anul 3, am început să îmi înspre spre chirurgie plastică. Din nou, e, sunt cazuri mai rare. Am foarte mulți colegi care aleg în ultimul an de facultate ce își doresc să facă. Mm -hmm. Și nu doar că te vezi în fața repartiției și trebuie să vezi ce poți să-ți alegi. Dar, oricum, nu e nicio tragedie niciodată. Și asta am constatat abia după rezi. După ce am dat examenul, după ce a fost repartiția, întotdeauna poți să te transferi pe o altă specialitate dacă... Ok, încep specialitatea într-o anumită ramură. Îți dai seama după trei luni, șase luni, un an, doi ani, că nu-i de tine. Nu-i absolut nicio problemă. Întotdeauna poți să te muți pe o altă specialitate, nu e timp pierdut. Astea sunt niște gândiri așa vechi. Uh -huh, adică, uh -huh. aule, eu mi-am ales din prima chestie asta ce să fac, mă pierd un an de zile din viață. Nu. De, mai bine pierzi un an de zile din viață, între ghilimele, decât să faci tot restul vieții, tot restul carierei. E o specialitate care nu te atrage și la care te trezești de dimineață doar așa de obligație. Da, da. Bun. Um... Cam atât am avut să vă întreb. Mulțumim din suflet, domnule doctor, <laughs> <laughs> pentru prezență și, oricum, pentru toată implicarea, atât în societate, cât și în, cât și în organizarea Congresului, pentru că, până la urmă, de astăzi suntem aici dintr-o discuție, dintr-o bucătărie. Așa și, de asemenea, mulțumim frumos tuturor persoanelor care au vizualizat astăzi podcastul, și cam atât din partea, din partea noastră. Mulțumim frumos!